este încă unul din proiectele care le-am depus parcursul celor 3 ani pe program operațional regional. Este vorba de un contract care a fost semnat în 6-5-2011, reabilitare și modernizare străzi din zona centrală a municipiului Bistrița, un proiect în valoare totală de 12.842.000 de lei, din care contribuția proprie 1,6% și cheltuieli neeligibile 0,9%. În esență, acest proiect prevede modernizarea 30.786 metri pătrați de străzi. O să vă arăt imediat și care sunt aceste străzi. Modernizarea 4.308 metri pătrați de trotuare, 5.728 metri pătrați de parcări, 52 de guri de scurgere a apelor pluviale și extinderea cu 300 de metri a sistemului de scurgere a apelor. Reabilitarea unei străzi înseamnă să scot ceea ce este aici, să refacă stratul de bază și să vină apoi cu binderul și cu sadul de uzură. Se vor crea noi locuri de parcare sau se vor împuținea? Se vor crea noi locuri de parcare pe o suprafață de 5728 de metri pătrați. Noi avem parcări marcate pe strada Dornei, de exemplu, dar acum se vor crea parcări. Deocamdată sunt marcate. Și o să fie și în plus locuri de parcare față de... Vor fi, nu știu asta exact în plus câte avem, vor fi în plus locuri de parcare, nu în minus, dar nu pot să vă spun. Pe trotuarele de pe Dornei rămân pavele sau... Ce anume? Pe trotuarele de pe Dornei rămân pavele sau vor fi înlocuite? Rămân pavele. Deci acelea sau vor fi înlocuite? Trotuarele care au fost modernizate, inclusiv de la depunerea proiectului, bineînțeles că nu se va lucra. Dar trotuarele, inclusiv cel pe care stăm acum, care sunt cu asfalt, vor fi modernizate și vor fi reabilitate cu pavele.